Deci, atunci suntem în emisie și arătăm cum sunt făcuți cu mijloace extrem de sofisticate acești copii de tip occidental, care să fie uciși în România. Acum, celulele exact de la cine sunt, la prima cercetare cam așa a ieșit că erau familii de italieni care stăteau pe la 1800, să spunem, în zona Consiliului Județean Iași, veniți aici, deci după pacea de la Pasalovitz, acest război care nu este numai austriacotur, ci este o cruciadă, să spunem, a Occidentului împotriva turcilor, deci Imperiul Otoman primește o lovitură extrem de puternică, se retrage, iar aici vin cruciații, să spunem, în mari, mai mult italieni, și ocupă zona centrului Iașului. Acum și mai era pe acolo, trebuie să spunem așa, că era o femeie, deci această femeie, Anca Precupianu, era de fapt o femeie care era Natasha Verdeț, fost cetățean rus, deci o soție de-a lui Verdeț ăsta, deci, care era un om deosebit de periculos.